Asta, eu... Aici a murit. Oh. Săracă, dar ce a avut de omurit? Cu cancer. De cancer. Cu cancer. Și câți ani avea? 35. Fai. Dar când a murit, zilele trec... Săptămâna trecută. Doamne, și unde l-ați îngropat? Cum l-ați îngropat? De cucină. Asta. Și cum îl îngropați? Nu, deci l-a dus. L-a dus poliția sau ce l-a dus? Cine? A fost cremalistica, a fost tătătătă aici. Și l-a dus. Eu am luat hainele și tătătătă a fost la sânge. Doamne ferește. Asta e ce se face. Dar mai aveți alți frați, alte surori? Nu aveți nimeni, pe nimeni, părinți, nimic. O, așa greu. Dar ce face primăria? Nu face nimic pentru oameni fără adăpost. Zic o vorbă, dacă nu era copiii ăștia aici, zice mai ceva. Nimica nu face. Și nu... Înainte de a muri nevastă mea, domnule, știi cum mă luați și pe cameră și pe asta? Înainte de a muri nevastă mea și fiica mea, am mărs și am cerut ca să ne dai locuință. Da. Nu ne-o dat. Bolojan. Nu, marele primar Bolojan. Așa. Pișeam așa în gură. El. Scuze-mă. Nu, nu. Era. Cel mai mare... Ați vrut să ziceți cel mai mare primar din istoria orașului, așa e? Cine e? Bolojan. Cel mai spurcat om din oragea asta. Și după ce s-a uitat? Ăla numai să se uite că să aibă profit, domnule. Profit, crede-mă, deci unde are atâtea mașini? Atâtea mașini și atâtea locuințe. Și de ce nu le dă la oameni săraci? Hai să fim sinceri. Păi cum că lumea a zis că el e cel mai bun primar din istoria? Cine? Păi a schimbat orașul, a zis, tot a făcut. Ia uitați-vă aici, unde mii de oameni, crede-mă, mii de oameni săraci pe care știu ieși doar în afară și sub balcon cu familie. Atunci unde e legea? Vine poliția, doamna meu, vine poliția, ce cauți? Ieși! Și ia la bătaie și ăsta. Ioi, poliția dă... Da, săraci, da. Ia la bătaie și la ăsta. Doamne, da. Ferește. La ăsta, unde e legea atunci? Unde e dreptatea, domnul meu? Da, e frică de poliție, că poliția vă bate. Da, mie nu e frică de poliție, doamne. Nu mi-e frică, vă spun, am 54 de ani, aici stau. Dar măcar aici n-au treabă, nu vin pe aici. Ba, a fost. A fost, dar nu... Dar zice să plec de aici. Dar unde să plecați? De ce nu l-ai întrebat? De ce nu l-ați întrebat? Mă duce la Gutenberg, încolo către Valența. Acolo tot îți droghiși, numai droghiși, numai tot. Da, am auzit că acolo e ceva de post, așa e? Da, și acolo numai plin de țigani și cu droguri și cu curbe. Eu să mă scuzați că cu față de copiii n-au... Da, copiii mici. Nu știți pe îngurești așa? Nu știm, nu știm. No. Cum să zic? Acolo să mă duc acolo, fără ciorap, fără nimic, să rămân după aia dimineața. Mai bine aici. Mai bine. Și iarna? Uite, acolo pe carton, nu ăla... Dar iarna, acum vine iarna, ce faceți, că e frig? Am loc. Da. Aveți? Am da. Am des. Acolo. Da. Păi și căldură? Este ceva acolo? Păi și cum dormiți? Aveți ceva mai gros? Am un distudor, țăpunc, am plapum, am de tăche, am acoperiș, am nylon, tot, am. Mult am lui Dumnezeu, am. Și de câți ani sunteți așa? De câți ani dormiți, bă? Băi, eu știam, băcar că nu știți mă îngurește. Da, nu știm. 17, 18, 19, 20. De când am pierdut buletinul? Și amu, nu vă puteți face că n-aveți loc pe ce să... Ba nu, m-ați filmat. Da, se vede cu acum. Cu banii ăștia mă duc la poliția aici. Și pot să fac un telefon, adică buletin, fără loc de spațiu. Asta am rog. Super. Un buletin fără loc de spațiu. Dar cum să vă dea buletin fără adresă? Este așa da, ceva? Este, sigur că da, pe este. Cartier, la sigur că da, și cu ăla pot să mă duc și la locul. Noi dar n-ați înțeles, n-ați auzit așa noi ceva? Nu știu. Acum să nu, mă duc, trebuie să plătesc 15 lei pentru poză și 10 lei pentru asta, pentru o hârtie. Și n-ai casă, n-ai masă, nimic, și atunci cu buletinul ăla pot să mă duc la lucru. Puteți mereu mâine, numai bine. Dar ne bucurăm că vă ajută acum, dacă vă ajută, da. Na, ce mâine mă pot duce atunci. Și numai bine, încercați. Dacă începeți un loc de muncă, nu vă supărați.
De unde ai știut că sunt aici? Noi n-am știut. Ba da, da, că am întrebat oamenii pe, pe Facebook. Pe net am întrebat. Pe un grup din Oradea și ce oamenii... Ce era Facebook și... Păi, din asta, o aplicație unde oamenii se întâlnesc pe internet. Pe și internet. Oamenii discută probleme și asta. Și am întrebat atunci unde găsim oameni care ar avea nevoie de mâncare, de ajutor. Și atunci au zis că să venim aici la podul CFR. Aici, la etajul ăsta, patru, adică patru sus. Sunt mulți copii, încă eu le ajut, că îmi prind ajutoare, da, da, da. Și le ajut eu și, și duc tot sus. Da. Da, da. Are 19 sau, nu știu, 11 sau 12 copii au acolo sus. Wow, da. Sunt mulți. Da. Așa, așa, știm că e greu. Lăsați, dacă aveți buletinul, dacă puteți să mereți, vă faceți bani singuri. Da, mi-e frică de, de haine, nu de poliție, de haine, când văd hainele, mi-e groază de el. Da, știm, știm. Mi-e groază de haine, da. Știm, știm. Da, da. Dar tot zic așa, că mulți au avut experiențe cu poliția. Și mai crede-mă, n-am furat, n-am omorât, n-am făcut nimic. Da, da. Dar mi-e groază, când îi văd, mi-e groază de el. Știm, știm, știm. E așa, îi. Așa, îi. Vă puteți încerca mâine atunci, totuși. Încercați. Încercați, trebuie da, să da. Mergeți, că pentru dumneavoastră luptați, nu pentru ei. Păcă că la săptămâna trecută morit în brațele meu. Aici a murit fratele meu. Oh, Doamne. Și m-a rugat, crezi-mă, dați un telefon. Dar mi-au dat telefon după jumătate de oră, au venit două salvare, au venit poliția. Păi da seama, după jumătate de oră. Okay. Unde sunt oamenii atunci? Unde este legea? Și dacă mă duce și aș face crime, aș face omor sau stau în colțul străzii, ar fi mai bine? Nu, ar fi mai bine să omor pe om, să mă duc, uite, la fură și are bani, nu? Atunci stau și îl omor. Da. Nu este legea asta la mine, așa ceva. Nu, nu, nu. Oh, Doamne. La mine nu este, domnul. Asta nu-i cinstit. Nu. Vedeți, mai bine stau aici, dacă găsesc la Lăz. La Lăz, acolo, la Tomberani. Da, da, da. Dacă găsesc mâncare, uitați, filma și asta. Vedeți ce fumez? Da, pistace. Da. Cum le găsiți, da. Da. Dar nu mă băgați la poliție. Nu, 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 avem noi treabă, nu. Nu avem nicio asta. No, vă lăsăm, vă lăsăm, vă lăsăm, vă lăsăm că e târziu. O să o răcipiți, dar sper că... Da, sigur. Oh, Doamne. Vă dea Dumnezeu, tate, bucurie. Seara bun. Nu, nu, Doamne, ferește. Nu așa ceva. Nu, aveți acolo acum... Da, pe o săptămână sunteți asigurat, pe o săptămână. Bine, aveți grijă de dumneavoastră și să nu stați cu grijă că chiar nu vă dăm la poliție, bine? Bine. Nu avem nicio treabă. Nu avem nicio treabă cu poliția, numai să avem mai să ajutăm. Aici. O să vedem, poate că mai încercăm, vedem. Să vedem dacă vedem. Mai reușim. Nu promitem nimic, nu promitem că sunt mulți, sunt mulți, știți cum e și trebuie să mai mergem. Așa. Alo, mi-a chirat să ia zungur. Da, da. Noi, da. Astăzi românii zice bosgori, că nu știe, am încă rugăminte. Dați-mi încă 10 lei, vă rog frumos. Vă rog foarte frumos. Să vă mai dau 10 lei. Români 10 bosgori, la unguri, bosgori, fără țară, fără nimica. Dar de ce, doamnă? Ia uitați, 10 lei mai și am. 10 lei. Că sunt țipeni. Dar nu, în România stăm. Chiar dacă suntem români sau suntem țigani sau suntem unul altul. Normal, da. Că nu mă bași pe asta. Nu, nu, nu. Dar v-am zis că vă promitem nu. Nu, nu, nu avem noi treabă. No, bine, vă lăsăm. Noi oricum plecăm din țară, deci noi n-avem nicio legătură. Ok, thank you. Noapte bună, noapte bună să aveți. Ce poftă mare.